Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu un șofer care aproape provoacă un accident de circulație pentru că nu știe să circule în sensul giratoriu. Afli apoi povestea unui brancardier care s-a dat drept medic și l-a înșelat pe aparținătorul unui pacient. La final discutăm despre un albanez dat în urmărire de autoritățile române. A fost prins în Vama Moravița. Atunci când ești în sensul giratoriu, nu ai prioritate absolută și trebuie să fii atent când schimbi banda și automat direcția de mers. Este lecția ce ar trebui să o învețe un șofer din Timișoara care a fost la un pas să provoace un accident de circulație în piața Mărăști. Acesta a fost filmat în timp ce circula pe banda a doua și în momentul în care a vrut să părăsească sensul giratoriu, i-a tăiat calea unui alt șofer care circula regulamentar pe banda întâi. Totul a fost filmat cu o cameră de bord de șoferul care circula regulamentar și a fost ulterior postat pe internet. Atenție așadar, atunci când ești în sensul giratoriu, trebuie să te asiguri și să acorzi prioritate dacă schimbi direcția de mers. Ordonanță de reținere, asta a primit un brancardier de la Casa Austria din Timișoara de la procurori. Bărbatul a fost prins că s-a dat drept medic și l-a cerut aparținătorilor unui bolnav 1000 de euro pentru a interveni pe lângă ceilalți medici ca să îl salveze. Procurorii timișoreni îl cercetează acum pe brancardier pentru trafic de influență și înșelăciune și au dispus reținerea lui pentru 24 de ore. Petion.ro a însă toată povestea. Călătorie întreruptă pentru un cetățean albanez în Vama Moravița. El a fost reținut de polițiștii de frontieră după ce aceștia au aflat că bărbatul era urmărit internațional pentru arestare. Culmea, cei care îl dăduseră în urmărire pe albanezi erau polițiștii români, care îl cercetau în lipsă pentru infracțiuni la frontieră. Petion.ro a însă toate datele. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi petion.ro.